Alarma s-a dat la lăsarea întunericului. Cei doi turiști care coborau pe traseul Jepimar spre Bușteni s-au rătăcit când mai aveau doar câteva sute de metri până în oraș, pentru că poteca turistică este distrusă de arborii doborâți de vânt. Te împiedici și cazi! Hai, vino spre lumină! Încearcă să-i ocolești, să treci pe sub ei, că n-avem! Aici, la mine! Poteca e la mine, trebuie să faci tot posibilul să vin încoace. În urmă cu două săptămâni, ca să nu închidă acest traseu, salvamontiștii au deviat marcajul spre Cascada Urlătoare, dar în curând nici această variantă nu va mai fi practicabilă pentru că Hidrojepi S.A., firma care gestionează captările de apă, nu va permite ca poteca să treacă pe terenul lor. Voi n-aveți decât telefoanele, a? Da. Dar n-ați văzut devierea aia de la Vincăl în dreapta spre Urlătoare, că sunt semnele alea mari puse? Salvamontiștii vor fi obligați să declare închis acest traseu marcat cu un triunghi albastru, pentru că în prezent este foarte periculos chiar și ziua, până când personalul specializat în exploatări forestiere va extrage masa lemnoasă din potecă. Așadar, salvamontiștii vă recomandă să încercați să evitați pe cât posibil acest traseu.